putea să mă gândesc. Ia un loc. Am intrat în cabinetul domnului doctor Dani și când am văzut că trebuie să mă așez crăcănat pe scaunul de naștere, vai de capul meu. Da. Poziție penibilă, sinistră, urâtă, nu vrei așa, crăcănat așa, zic hai că suntem bine. Poți să le desprinzi, dacă cumva simți că ești mai confortabil, nu mă deranjează, dar trebuie să începem așa. M-am gândit, zic, bă, da, dacă le dau jos, atârn, ceva, nu știu. Poate... Ia lasă că au gândit-o bine. Păi, mai multe motive. Ceva pe acolo. Logic, știi? De aia se crăcănează. Da. Putem merge mai departe. Vrei cu aparținător? Nu. Să o las afară? Da, da. Dacă eu n-am fost în cazul ei, de ce să fie ea în cazul meu? Ai dreptate, mă duc să o aduc. Ha. Elena? După ce am deschis acea ușă superbă și extraordinară și am văzut crăcănat așa, a fost primul moment, așa, știi, crăcănatul ăla. Ce faci? Bine, draga mea, ce să fac? Tu? Bine. Păi am văzut niște chestii lipite de burtă, zic, asta nu-i bine. Te ajut cu ceva? Nu. Dă asta ceva? Simt de mână? Nu. Elena a născut acum... 13 ani. Te-a sunat, ți-a zis că e tot în regulă. După, da. Și te-ai dus cu flori. Da, absolut. A venit frumos, cu flori, da, a venit. Știi ce emoționat era? Vai. N-a ajuns chiar imediat, când era ei greu. A ajuns când era deja copilul mare, practic. Dar eu sunt foarte feminist astăzi, nu știu de ce am așa un suflet de femeie. Cred eu că este singurul regret din viață. Se știa în familie că o să urmeze, dar nu știu, în câteva zile naștere, într-o săptămână. Dar așa a fost situația. Am mers non-stop la doctor și doctor a zis, gata, acum. A trebuit forțat, obligat să nasc și atunci el deja era, cred că dacă nu mă știu, s-a tumat, era ceva foarte departe. Sigur ușor n-a fost. Sigur ai zis că nu mai faci asta... Nici n-am mai făcut. Și ținut. Nu știu unde era, era foarte departe. La Cluj. La Cluj? A, Cluj. Eram sigură că ceva s-a dat mare, nu știu de ce mi-am zis. Nu, pe la Cluj eram, un eveniment. Ia, draga mea, loc undeva, nu știu. Da, pe bune, unde? Păi ca să pot să mă concentrez aici, la naștere. Da, l-ai fi lăsat să te... Ți-a luat pe roație? Da. Nu, pentru ce? E o stare în care omul se transformă. Aici ne potrivim foarte bine. Nu știu, este un moment atât de intim. Sunt unele femei care își doresc. Eu nu. Nu. Clar. Dar i-am zis și eu astăzi. De ce să stai, Elena, la capul meu când nasc? Start nivelul 1. Primul nivel, primul impuls, este fix momentul ăla în care te taie. Deci te injectează. Te înțeapă cineva acum în momentul ăla. Eu pot să... Nu? Hai, ce rebel, că poți! Ia un cuțit, te taie și îți face și așa în același timp, știi? Și din ce-ți face, uite așa, te taie. Na. Cerebel ales să fie concentrat și practic e singur în capul lui, ceea ce e o alegere bună. Zic, ok, hai să încerc să mă obișnuiesc, ia. Și mi-am început să mă testez. Mă încordez, să nu mă încordez. Să respir, să umflu tare, să nu respir foarte. Deci încercam să-mi caut poziții de confort sau să văd unde mă doare mai tare, unde mă doare mai încet. Este singurul care a zis că ar fi poate mai ușor fără soție de față și respectăm dorința asta. Dar e nașpa să stai lângă. Mai bine te duci undeva, bei o cafea, o apă, plat. Da. Când la nivelul 2, durerea crește. Eu pot să și cânt prost, dar să știi că poți să te amuză. Trandafir de la Moldova. Hai să cântăm pe pauză. Moș Crăciun cu plete de alb. Eu, de exemplu, ce mi-aș fi dorit să-i fac, dar este ține de om. Aș vrea să-l lovesc în altă parte. Adică să scarpe foarte mult în altă parte, să-i faci ceva, să-l bați pe față. De ce? Este distrage atenția de la o durere la cealaltă durere. Până acum cerebel e bine aparent. Eu îi văd antebrațele, mâinile lui sunt înfipte în pat. Foarte bine că și-a găsit punctul ăsta de echilibru. Break, pauză. Respir. Eram îngrozit de ce urmează. Inspiră. Adânc. Fac ceva? Ai nevoie de ceva? Nu, încă sunt bine. 3, 2, 1, nivelul 4. 4 a fost altfel.
Arată foarte ciudat. Foarte. Era un copil sadic care se joacă cu două șurubelnițe în burtata. Da? Și face așa. Tâc, 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 tâc. Atât de diliman este copilul ăla care începe și ia și viteză la un moment dat, știi? Nivelul al cincilea. Ce mindset trebuie să ai, frate? A intrat, e trasă. Da. Și duc 4, duc 5, duc 6. 1. Break, pauză, relaxează-te. Așa cu minte e la durere? Așa e mai ușor să te concentrezi și să treci peste. Nu cum bate, e nu... ce rebel? E mai liniștit decât tine. Am auzit. A ieșit capul. Da, lui Radu îi dă mâna să glumească, evident. El l-a scăpat aici. Nu știu, în punctul ăsta Radu era deja în mașină după capul meu și totuși a rezistat. Este o persoană care nu se plânge de durere. L-a durut ceva foarte rar, cred că a fost bolnav de două ori în viața lui. 5, 4, 3, 2, 1, level 7. Zic-o dacă vrei să scapi. Nivelul 7. Un alt tip de durere, seamănă un pic cu prima sesiune. Încearcă să treci peste primele secunde, corpul începe să se obișnuiască. Și acum, dacă luăm accidentul de motor. Eu, când vedeam ce are, eram... Eu eram, au, au, au! Și el era, hai că e totul bine, e bine, că totul e bine. Și atunci, na. Dacă treci de nivelul ăsta, mai ai 2 minute și ai trecut proba. La ce rebel m-am calmat. E zen, înseamnă că poți să te și... niște singur, hai că e ok. Eu îmi dau niște ordine la mine în creier și când am probe de genul ăsta, indiferent de concurs, îmi fac niște mindset-uri de soldat. Și atunci, în mintea mea este, trebuie să suport treaba asta, știi? Ați văzut James Bond, spionaj, chestii, torturi și așa mai departe. Îmi fac eu un mindset, știi? Level 8. Stop. A fost ciudat asta cu au la un următor nivel. Trebuia să dau două palme. Nu cred că ajută asta. Ba da. Wow, așa rău. M-am deconectat și mi-am zis mă doare. Că dacă nu făceam declicul ăla, este posibil, nu știu, este posibil să mai fi mers. Ok. Asta e. Nicio problemă. Bravo, bă, Radule, bravo. Te pup și te iubesc, bă, e rău. E rău. Și, bine, eu nici n-am dat semne că nu mai păi, pot, știi? Dar mi-a fost șoc și la mine. Foarte tare. Da. Și progresia este greu de... digerat. Cel mai tare film. Ai găsit că de acasă o să pară că... Da, asta am zis și eu. Nu, nu, nu. Și chiar am sigură că o să treci prova. 100%. Nu, e bine, nu știu că e bine. E fetiță. Zice bani ai pus acolo. Aici vreau să ajung. 500. Eu am avut așteptări să fie mai mic. N-am așteptat să fie chiar 500, știi? E adică vreo 300. Da, o zi frumoasă vă urez, extraordinară. Bro, bravo, bro, bro. Să mă, ce frustrante pentru mine să suporți atâta durere și totuși să nu o duci până la capăt. Așa mai bine pierzi la nivelul 3 și dă-le mamă, să nu mai sub, nu mai că tot pierzi, știi? Mm-hmm. Adică frustrant este să te duci, frate, până aproape ai suferit și a fost durerul ăsta. Și după aia să vezi că următorul